Pentru sesiunea de depunere a cererilor de ajutor organizată în perioada 20 mai-30 iunie 2014 de către APIA pentru măsura 215, sunt eligibile exploatațiile noi care nu au avut încheiate angajamente până la data de 15 februarie 2013 pentru pachetul A-Porcine și respectiv până la data de 18 ianuarie 2013 pentru pachetul B-Păsări. Deci măsura 215, nu prea accesată de fermierii din Dolj, au fost, măsura 215 se referă la exploatațiile, subvențiile pentru exploatațiile de păsări și porci. Au fost două sesiuni, din 2012 până în 2014, urmează să vină și a treia sesiune pentru porci și pentru păsări. Pentru porci avem tatonări pe aceia, au venit câteva societăți să se intereseze, au primit informațiile, urmează să depună și cererile. Pentru păsări există de numai 5 cereri. Foarte puține, ținând cont de potențialul județului Dolj, potențialul agricol al județului Dolj, sunt puțini. Puține, dar sper să se mai culeagă informații, să-și dea seama că sunt subvenționate și aceste activități de creștere a păsărilor, a porcilor. Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau online de către solicitant individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea se tipărește și, la fel ca și cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.